bună ziua, foarte bine. Este o inițiativă foarte bună și am observat în ultimii ani că sunt din ce în ce mai mulți studenți interesați de internship-uri. În principiu vor să-și înceapă cariera cât mai devreme și din punctul ăsta de vedere aducerea companiilor este o inițiativă foarte bună. Gândirea practică, în principiu, este una din chestii pe care le căutăm cel mai des și puterea de analiză, modul prin care un inginer poate să vadă o problemă și să-i găsească o soluție, indiferent dacă soluția este extrem de complexă sau o soluție ușoară, să poată să găsească o metodă de a rezolva problema respectivă. Dinamismul este, pot să spun că este un avantaj, pentru că oamenii învață, sunt urniși să învețe din ce în ce mai multe lucruri, din ce în ce mai multe domenii, până când își dau seama ce se potrivește cel mai bine pentru ei. Pentru angajatori acest dinamism este mai problematic, însă la sfârșit, pentru un om care a învățat mai multe lucruri din mai multe domenii, până la urmă este un avantaj.